În această seară, fetele vor vota un băiat pe care nu-l mai doresc în casă, iar băieții vor vota o fată pe care vor să o elimine din competiție.
Așadar, Seia și Alex, împreună cu cei doi favoriți, Alexandra și Marinescu, veniți lângă mine, vă rog. S-a întâmplat cu Cristian? A votat-o pe Marian. Poți să mă duc să văd? Du-te! Pentru ce? Alexandra, tu cui spuneai să-ți fie rușine lui Comănici? Da. De ce? Păi a votat-o pe Marian. Așa a zis și de asta era supărat, că de când am venit de la vot, era foarte supărat. Adică mă votez tu. L-a speriat că ar putea pleca Mariana? Nu, da, cred. Domnișoara Cristina, era să facă... Nu, sub nicio formă nu l-a speriat asta, doar că probabil vrea să fie... Eu cred că are ceva de cum chestia asta, ce aveți? Voia el să vadă că poate să fie bărbat, să-și demonstreze lui că chiar e gata cu Mariana. Hai că și-a demonstrat plângând pe la baie. Adevărat? Nu știu. Da. Și... Nu ești curioasă să vezi ce i s-a întâmplat? Nu. Nu. Ia, cum Alexandru? E foarte bine, normal. Din moment ce o votează și după aia se duce să plângă, ce e asta? Păi ori suntem bărbați, ori suntem femei. Sau bărbați cu fustiță, despre ce vorbim? Votezi, te bați cu pumnii pe piept că nu mai vrei, nu mai vrei, mă luam după tine. Te bați cu pumnii pe piept că nu mai vrei o femeie, nu știu ce, o și votezi ca să-ți demonstrezi ție că ești bărbat și după aia te pui și plângi. Dar tu cum ai făcut să ajungi din nou aici în față? Păi nu știu, domnișoara Cristina, probabil fetele au simțit că eu mă îndrept sau vreau să fac, nu știu, oarecum un cuplu aiurea cu Adriana ca să demonstrez nu știu ce. Cum adică aiurea? Aiurea în sensul de cuplu de competiție. Că până acum nu m-am îndreptat spre ea și săptămâna asta m-am hotărât, dar dacă voi continua să rămân în competiție, voi demonstra atât mie cât și ei că vreau să mă îndrept spre ea. De fapt, îi voi demonstra doar ei. Am înțeles. Maria, ce s-a întâmplat cu Comănici? Din câte știu eu, a votat-o pe Mariana. Așa. Și cred că îi pare rău de ce a făcut. A dus să verse puțin. Lacrimi de crocodil, cum ar fi. Dar nu contează, însă și gestul. Eu i-am zis să nu voteze, că n-are, nu rezolvă. Nu, domnișoara Cristina, el probabil s-a aștepta ca și eu să fac același lucru și probabil din cauza asta se simte acum... Nu. M-a zis că nu te votează, mă. O zis că nu te votează el. El a auzit că tu ai spus. Nu, că, zis că ea nu-l votează, ea nu-l votează. Eu am zis că nu-l votez. Da, păi el te-a auzit. Bine, mă rog, ia alegerea voastră cum votați. Ia, să-mi explice Alexandru. Care-i treaba cu tine, Adriana, fetele, de ce sunt supărate? Fetele nu știu de ce sunt supărate, probabil nu le-am mai dat. Eu personal, domnișoara Cristina, am fost geloasă. Da, extraordinar de geloasă ai fost. De ce l-ați votat fetelor pe Alexandru? Vă spun eu de ce. Votul meu, mi-l argumentez. Lasă că l-ai argumentat în grădină. Vreau să văd de ce crede el că l-ați votat. Asta nu știu, dacă iar dacă m-a votat aia sau Andreea sau oricine altcineva din grupa la fetelor care se înțeleg mai bine, aș rămâne oarecum dezamăgit pentru, sau nu dezamăgit pentru că aș fi vrut să mă voteze pentru un motiv întemeiat, un motiv pentru care l-am deranjat pe ele. Nu să se influențeze una pe alta și să zică, băi, îl votăm pe Alex pentru că nu știu ce. Nimeni n-a știut ceea ce votez eu, deci nu am cum să influențez vreo persoană de aici, de lângă mine. Dar dacă vei pleca, o vei căuta pe Adriana? Da, îi voi scrie în continuare, vom vorbi prin mesaje. Dar să duci acasă, după ce mi-a zis. Normal că voi mai menține legătura. De ce faci fețe-fețe? Că nu pot să, eu personal nu pot să-l cred pe Alex. Îmi pare rău, Alex nu este ceva rău. Doar că nu pot să te cred. De-a lungul competiției n-ai demonstrat ceea ce trebuia să demonstreze. Acum spre final de săptămână te-ai gândit că vrei să te îndrepți spre Adriana, să-ți faci o relație. Wow, ți s-a aprins beculețul și ți-ai dat seama că ai greșit și nu ai făcut ceea scopul tău pentru care ai venit de altfel în casă. Pentru că noi suntem aici în casă să facem o relație. Dar te opune? Unei relații între cei? Nu m-aș opune dacă aș vedea că el este sincer. Dar eu nu pot să cred acum că este sincer. Și Adriana nici atât nu crede. Dacă tu ai observat, Alexandra, în ultimele două săptămâni, ai observat că nu prea am vorbit. Și pur și simplu am stat și m-am gândit. E adevărat, ai dreptate, nu prea am credibilitate. Acum două săptămâni am fost aici. Sau
săptămâna asta. Nu am credibilitate, cum zici tu, pentru că am fost, într-adevăr, nu am credibilitate că am fost focusat pe alte chestii care nu erau probabil atât de importante pentru mine. N-am cum să cred, îmi pare rău. Și m-am decis să mă focusez pe ceea ce m-ar interesa mult mai mult. Seia, tu ce cauți aici, ca să zic așa? Abor, nu. De ce te-au votat băieții? Eu știu. Era cea mai curtată. Păi m-au prevenit unii dintre ei. Dacă îi refuz, vei ajunge aici. Nu știu, nu neapărat. Dar în ce sens te-au prevenit? Am vrut să mă ce ai să regreți dacă vei pleca în seara aceasta acasă? Alexandra. Mă marinez. Nu știu dacă voi regreta ceva. Consider că așa a fost să fie, pentru că în viață, dacă ți este dat ceva, se va întâmpla. Dacă nu... Regreți ceva ce ai făcut aici în competiție? Nu. Nu. Nu regret niciodată ceea ce fac. Pentru că mi-am și asumat totodată tot ce am făcut aici. Paul, tu ce vei face dacă va pleca ea în seara aceasta? Nimic. Probabil îi voi scrie în continuare. Deocamdată. Noi trebuie să aflăm cine este favoritul și cine va pleca acasă. Sunteți pregătiți să aflați? Favoritul săptămânii, câștigătorul acestui cec în valoare de 1500 de euro, liderul suprem în casa Puterea Dragostei și cel care își protejează casa în această seară este... Alexandru, tu vei rămâne în casă, Seia, din păcate, va părăsi competiția. Am să vă rog să mergeți voi trei la locurile voastre. Seia. Da, domnule. Eu mai am o cutie. Da. Aș vrea să citesc întâi ce se află aici în cutie. Dragi concurenți, avem o veste bună pentru voi. Începând de săptămâna viitoare, cei doi concurenți favoriți vor putea merge la o întâlnire romantică alături de partenerii pe care și vor alege. Din păcate, având în vedere că omenirea se confruntă în continuare cu pandemia provocată de virusul COVID-19, aceste ieșiri vor putea avea loc doar ținând cont în permanență de regulile în vigoare vis-a-vis de prevenirea răspândirii acestui virus. Deci, mergeți din nou la date. Am o întrebare. Doamna Cristina, am o întrebare. Nu, mă, tu dar la party când mergem toți? Tăceți, mă! Curând. Până atunci. Seia. Da. În seara aceasta tu vei părăsi competiția Puterea Dragostei. Ați auzit ceva? Ce să aud? Nu știu, eu am vorbit... cu managerul meu și chiar astăzi îmi spunea, nu știu dacă ați auzit sau nu, că m-a rugat să vin acasă, adică mi-a zis că avem foarte multe proiecte de făcut, adică și chiar voiam să cer producției să plec acasă, deci nu știu, s-a întâmplat, ori s-a întâmplat, ori m-ați auzit. Destinul. Eu nu te-am auzit, băieții poate te-au auzit, dar sincer, da, te felicit pentru tot ceea ce ești. Mulțumesc foarte mult. Mai puțin pentru ce am auzit noi astăzi pe materiale. Asta este, mi-am ieșit din fire pur și simplu, așa sunt eu mai vulcanică. Colegii... Ești o fată minunată, Seia. Vă mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc și eu că te-am cunoscut, dăm voie să strâng mâna și să te îmbrățișez. Felicitări pentru toți și succes pe viitor să ajungi acolo unde îți dorești. Mulțumesc. Te las să-ți iei la revedere, iar eu mi-au la revedere de la cei de acasă. Vă invit să rămâneți alături de Survivor pentru că urmează imediat, iar noi ne revedem mâine de la ora 11. Seară bună!
băiatul șmecher aici, Radu, că știm prea bine că ești șmecher. Bă, dar nu mi-e frică de neamul tău, mă, niciodată. Dacă voiai să te bagi în seamă cu mine, puteai să te bagi altfel. Bă, mă auzi? Bă, dar nu mai la mine! Vai de steaua ta! Băi, nu te mai băga în seamă cum ești, cauți! Vai de steaua ta! Nu vezi că nu mai îmi place de tine, mi-e scârbă, efectiv, când te văd! Acum. Te-ai simțit bine cu el afară și de asta vii să-l aperi acum? Pentru mine nu este o mândrie să vorbesc cu tine. Am vorbit cu tine în această emisiune pentru că n-am avut încotro. În zilele libere, când nu am avut filmări, ce credeți? S-a încălcat din nou regula. Dar din păcate... Te faci că nu știi, nu? O faceți și sfidând. O cameră de hotel. Da. Am văzut fete că a ieșit, am zis că eu de ce să nu ies. Mi-a zis Andreea că a ieșit, dar n-a fost cu mine. Marinescu a indus niște chestii. Lucruri pe care puteai să faci și tu, să induci niște chestii, să-l pui într-o lumină proastă. Nu să vii și să-l dai în gât. Când tu vezi că persoana e atât de falsă, tu încă continui să-l vrei, dar el nu te vrea ca și tu. Păi, dar vreau și acum. Înseamnă că tu ai permis să fii jucată pe degete. Băi, nu vrei lucruri plauzibile. Vine emisiune și o să descuferi, tu vezi că și te fac praf, frate, îți promite fratele meu că te fac praf. Adevărul ăla pe care l-a spus ea. Dacă e adevărul ăsta care l-a spus ea. Dar și eu dovedesc că tu mi-ai scris negru pe alb, că în momentul când eu cu tine o să facem relație. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.